Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire pentru următoarele 10 zile, să vedem ce noutăți sunt. Care sunt veștile, noutățile, oportunitățile care apar în 10 zile, dacă dorințele se realizează. Pot fi niște neliniști legate poate și de o afacere sau de un afacerism, mai bine spus. Puteți afla noutăți care țin de un partener sau de un afacerist. Aici poate apărea un speculant. Cumva trebuie să fiți poate mai moderați în a vă încrede în oricine. Sau cineva vă va da o neîncredere. Poate fi și că în viitorul apropiat apare o doză de neîncredere legat de profesie, carieră, afaceri, o anumită persoană, un anumit afacerist. Veți descoperi un secret, poate legat de un afacerist, de o escrocherie, poate, de o falsitate a cuiva în afaceri. Într-adevăr, aici poate apărea un trădător, un îmbogățit, un speculant. Aici poate apărea și un speculant, să descoperiți acest lucru, de un trădător, de un îmbogățit, să zic așa, într-un mod poate mai puțin onest. Sau aveți voi o doză de neîncredere vis-a-vis de o anumită persoană, poate fi și cineva din semn de pământ. Data de 26 poate juca un rol important pentru voi. Data de 9, ora 9, această persoană care poate fi un speculant, poate fi și o persoană mai vârstnică, cumva este o, cumva, orică voi sunteți într-o neîncredere, pentru că e vorba și de vârsta voastră, cum se spune, înțelepciunea vine odată cu vârsta, sunteți mai moderate, mai moderați în a acorda încredere, dar e și posibil că există un bărbat care poate fi mai versat, să spunem așa, în a vă manipula pentru a avea el un câștig. Aici ceva care speculează. Varianta 1, 2 sau 3. Am să pun și câte o piatră de cristal ca să curețe energiile. Varianta cristalului mov, albastru sau cristalul turcoaz, verde turcoaz. Alegeți voi varianta care rezonează cu voi și să vedem la varianta aleasă ce pot dezvălui cărțile în următoarele 10 zile, la ce vă puteți aștepta, care sunt energiile, care sunt noutățile. Wow, foarte interesant, să știți că aveți 10 zile interesante, poate chiar cu un drum, dorințele voastre se pot îndeplini, poate țin și de niște drumuri, dar și pe neașteptate veți avea surprize legate de o boală, poate, sau legat de o dezamăgire din cauza avariției cuiva, lăcomiei cuiva, da? Aici poate țin și de un testament. Cumva poate că vă dezamăgește faptul că cineva nu își respectă, să spunem așa, poate, sau mă rog, voi nu aveți niște beneficii cât vă meritați voi, sau e pur și simplu legat de problema voastră de sănătate. Bine, pe neașteptate, dar văd că puteți avea multe bucurii, altele e doar ceva de moment, poate că la un moment dat veți avea și o dezamăgire sau o problemă de sănătate sau pe neașteptate aflați de cineva bolnav în care intră în discuție poate și un testament, pentru că văd aici că pot apărea niște noutăți. S-ar putea să aflați și legat de profesie, carieră, de cineva, de un bărbat care ori nu vă are la suflet, ori are o problemă cu legea, poate fi chiar acel speculant de care spuneam aici, să aflați de vreun speculant că are vreo probleme cu legea sau pentru că abuzează de ceva, de funcția sa, de puterea sa, sau speculează, deci cumva sau vă intimidează, poate fi și o dușmănie aici, veți descoperi. Veți avea un eveniment, veți avea și evenimente la servici, pe profesie, carieră, veți avea și niște evenimente. Un drum pe care îl faceți, puteți avea chiar și un premiu, vă vine un dar, veți primi darul, veți oferi darul, poate că aveți niște evenimente la care participați, aniversări, ziua cuiva și vă veți oferi niște daruri. Poate apărea și o petrecere nuntă, văd aici cineva se căsătorește, apare un iubit, un logodnic, apare un soț, care sunteți necăsătorite,
când aveți partener, nu este poate cazul să dați, să aveți foarte mare încredere în noile relații, pentru că aici pot apărea niște speculații, poate de aceea apare acest bărbat care poate vă poate dezamăgi. Nu că n-ar apărea, dar văd că apare poate un bărbat care e poate prea gelos, invidios sau e chiar speculant. El cumva încearcă să vă țină sub un control, la mâna sa, cumva, pentru ca să aibă el un ascendent. E un abuz aici. Și s-ar putea unele dintre voi să să apelați chiar la haina statului. Deci văd aici că există așa un pic de restricție în a relaționa totuși, cu toate că aveți multe ocazii, văd că voi sunteți visătoare la o dragoste, vă puteți chiar și îndrăgosti, că apare un iubit, dar vă poate și dezamăgi. Pentru că e gelos, e invidios sau nu e sincer. Care aveți o relație la fel aici, poate fi și legat de gelozia sa sau de egoismul său, sau veți stârni voie gelozia cuiva, poate fi și a vreunui fost. A vreunui bărbat care poate nu poate să renunțe la faptul că voi v-ați găsit pe altcineva și de aici poate apare o dezamăgire, o suferință, o surpriză care nu vă vine să credeți că această persoană e capabilă de așa ceva. Dar s-ar putea să ajungă și în probleme cu legea, din câte văd aici. Într-adevăr, puteți fi dezamăgit în dragoste din cauza unui bărbat care face niște drumuri. El poate fi și un bărbat care poate fi un bărbat cu bani, cu o situație materială bună, dar poate e mai egoist. La un moment dat poate pleca și fără voi la un drum, cum ar veni să se supere cu voi și să plece. Ori nu e sincer, pentru că el, cum ar veni, încearcă doar să vă manipuleze pe voi ca să vă provoace la o ceartă, ca să poată să plece singur undeva, sau felul său de a fi vă poate dezamăgi, că nu vă înțelege. El poate fi și gelos, invidios și nu vă înțelege că voi vă doriți mai multe. El, din gelozie, cum ar veni, nu te susține în carieră, nu te susține în profesia ta. Văd aici că apar niște întârzieri pe carieră, cu toate că tu ai putea avea mare succes, chiar pe neașteptate, poate legat de o activitate în propriu, poate legat de un premiu, poate legat de o funcție, dar poate că nu ești prea sprijinită de partener. Pentru că el este poate egoist, poate misogin, poate acum ținește partenerul care l-ai. Sau e vorba de gelozie, e teamă să nu te piardă și pune mai presus egoismul său decât pe... deci e o dragoste așa cu năbădăi, aș putea să spun aici cumva. Nu cu ceartă, cu scandal neapărat, cât mai degrabă cu suferință, cu vorbe poate, na, reproșuri. Da... Dar și evenimente. Mă să pun câte o carte să vedem de ce te tristezi. Trebuie să-ți păstrezi speranța. Văd că trebuie să-ți păstrezi speranța. Poți avea musafiri vizite la care le faci, dar te și pot întrista totodată. Bani vei avea, vei primi bani pe neașteptate, cadouri chiar, dar ai și niște neplăceri care pot veni și din cauza dușmaniei cuiva. Deci ai un dușman. Un dușman care poate avea chiar probleme cu legea. Da, deci e cineva care vrea să te țină sub control, te cam urmărește, poate fi acest speculant, deci cineva ori gelos, ori el... Dezamăgirea poate veni și din cauza unei pierderi, unei hoții, unei înșelătorii, să zic așa, unei persoane nesincere. Descoperi că cineva nu e sincer față de tine, descoperi că cineva speculează ceva, a profitat, cum ar veni. Sau să nu pierzi ceva, să ți se ia ceva și să suferi, pentru că asta te aduce pe tine într-o boală, pe surpriză. Speranțele tale sunt de o împăcare, poate cu un partener, dacă poate visezi la asta, ce visezi tu acum, în momentul de față, să te împaci cu cineva și sunt speranțe, dar nu te aștepta că se va schimba. Dacă ai o relație, s-ar putea să-ți speri să meargă mai bine, dar la fel nu te aștepta la miracole. Gelozia poate fi și legată de niște daruri și, într-adevăr, poate fi cineva din trecut, care el consideră poate că ți-a dat niște daruri, că el ți-a oferit multe și tu drept răsplată ce îi oferi, nu-i oferi pe măsura așteptărilor sale. El de fapt are niște interese, s-ar putea cum ar veni să dă cu o mână să-ți ia cu alta sau ți-a dat cu o mână ca să-ți ia cu alta, a avut și el niște interese, a avut și el niște profituri, dar nu le mai recunoaște poate. Deci de aici pot apărea discuții și din cauza unor daruri. Într-adevăr, dușmănia sunt pe daruri, să știți, pe câștiguri. Deci, voi pe profesie care aveți câștiguri. Deci, dacă voi vă știți ce vreți, aveți câștiguri. Dar de asta apar întârzieri.
Deci veți descoperi că sunt persoane, chiar propriu partener la unele dintre voi, da, sau un fost partener, sau cineva care visa cu voi, visează cu voi o relație și vă aduce să aveți pierderi ca să aveți nevoie de el. Deci aici asta veți descoperi și asta vă va întrista, pentru că nu vă așteptați că... Bineînțeles că această persoană vă pierde, văd că vă pierde, chiar poate avea probleme cu legea, adică nu ar trebui să vă întristați, ci ar trebui doar să țineți la distanță, poate pentru că această persoană văd că va avea o pierdere, va pleca din viața voastră, poate pe furiș sau poate că oricum ea iese din viața voastră, o să veți scoate voi din viața voastră pentru că vă va supăra, văd că faceți un drum, vă luați viața în mâini, faceți o schimbare, cu toate că poate vă amărăște. Deci ori vă veți despărți de partenerul care descoperiți că nu este sincer cu voi, că nu vă susține în munca voastră, în carieră, în profesie, în dorințele voastre, pentru că e egoist, pentru că e materialist, pentru că, nu știu, e misogin, narcisist, se pune pe primul plan și cumva veți clarifica, dacă nu vrea să vă susțină, s-ar putea să-l întoarce spatele, să plecați, într-adevăr veți suferi, că nu va fi ușor poate să treceți cu vederea peste acest punct, dar veți avea o schimbare reușită, că văd că vă susține familia și chiar poate apărea un nou iubit. Dar poate că nu veți dori voi repede să treceți dintr-o relație în alta, dar în orice caz cu banii veți avea câștig, de voi depinde, adică așa aș putea să spun că voi aveți reușită, dar ce veți descoperi de speculațiile acestea care se fac între niște persoane, pot fi chiar două persoane, deci, adică mai are un pe cineva, cu care colaborează pentru a vă ține sub un control, pentru a putea obține niște profituri, pentru a vă întârzia să aveți profituri, pentru ca să poată să aibă un câștig el sau să vă aveți nevoie de el, cum ar veni. Aici cineva e de acești gen, aveți situații în care descoperiți că cineva, și asta vă amărăște, vă dezamăgește, că nu mai aveți încredere, de aceea apare acea doză de neîncredere, pentru că, deci, în următoarele 10 zile veți descoperi că există niște persoane foarte, și chiar poate fi o persoană din lumea bună, adică o persoană care are niște posibilități, dar lăcomia, cum se spune, e mare. Și un viciu poate chiar e la fel. Într-adevăr, și la voi la fel, deci același lucru, dar la voi s-ar putea să aibă mai mult legătură cu energiile feminine, să descoperiți din partea vreunei energii feminine care, pentru că, într-adevăr, poate și partenerul vostru nu este de încredere, adică îi mai plac doamnele sau, mă rog, are vreun viciu, sau e un profită și el aici, poate fi și legat de profesia lui, de cariera lui, pentru că îl văd așa foarte satisfăcut de faptul că el este adorat, să zic așa, îndrăgit de multe doamne, dar aveți noroc. Deci să știți că în următoarele 10 zile veți avea un noroc neașteptat, da, un noroc neașteptat, o oportunitate care poate veni și datorită vârstei, familiei, unei persoane importante și s-ar putea și datorită faptului că sunteți voi mai egoiste. Deci voi vă veți gândi mai mult la voi. Deci la această variantă, care, adică acel bărbat care apărea aici, care apare pentru valabilă această situație pentru toate trei variantele cu acest bărbat speculant, profitor, dar totodată înțelepciunea vieții, moderația în tot ce faceți, vă va aduce, să zic așa, în situația în care să nu aveți consecințe. Doar că într-adevăr vă pune pe gânduri. Are legătură cu profesia, cariera. Văd că apare pe surpriză pentru voi. Descoperiți că e o persoană poate mai ambițioasă, că e o persoană puțin mai profitoare. Văd aici că e și o intrigă, o rivalitate pe surpriză care o descoperiți, poate și legat de o cunoștință, o prietenă, mai egoistă, așa mai. Dar văd că voi, dacă vă veți gândi mai mult la voi, veți avea succes. Veți avea succes și chiar apare o nouă dragoste, doar că poate nu veți avea voi încredere sau veți pune condiții, aș putea să spun. Îi puneți condiții de la bun început. Și dacă se conformează, bine, dacă nu, voi nu e nicio problemă, că aveți, cum se spune, aveți de unde să alegeți sau vă descurcați și singure, n-aveți nevoie de un bărbat. Da, aș putea să spun că de asta poate că vă și urmărește cineva pentru că vede că voi vă descurcați și are cumva pică pe chestia asta și încearcă poate printr-o intrigă, printr-o altă doamnă, cumva să vede că el nu poate ajunge la voi, nu vă poate el, că voi nu-i dați atenție sau pentru că voi vă prindeți repede și încearcă, ce, vouă nu vă plac domnii, înseamnă, hai să vă încercăm printr-o doamnă.
ca să ajungă el la voi, cum ar veni. Dar voi vă prinde și așa, că aveți oportunitatea, noroc sau sunteți înțelepte și descoperiți pe surpriză această intrigă, această rivalitate și iară vă întristați. Vă pune pe gânduri, să zic așa, că vă dați seama de nesinceritatea cuiva, de dezordinea asta, de lipsa de sinceritate, de pierderea asta de încredere care o ai. Deci pierzi încrederea în oameni pentru că sunt niște persoane perverse, parșive și care par culmea din lumea bună, adică oamenilor care au, n-au respect de sine. Adică ceea ce fac acest gen de persoane, te aștepți poate la persoane fără minte, cum ar veni, persoane ignorante, persoane care sunt dintr-o altă categorie, dar la persoane cu o situație materială bună, care au, nu te-ai aștepta să facă astfel de jocuri murdare, să le zic așa, sau să aibă astfel de ambiții, așa, perverse, să zic așa, dar în orice caz voi sunteți în succes. Aveți câștiguri bani și datorită anturajului, datorită afacerii voastre care prosperă, sunteți într-o popularitate, aș putea să spun, veți avea evenimente, concursuri, evenimente, poate ține niște studii, văd aici, dar și rivalități. Deci dacă sunteți într-o perioadă de progres, văd aici, voi pe profesie care sunteți într-o perioadă în care vă faceți planuri. Dar și tristeți, cumva vă pare rău de ceva, că i-ați acordat încrederea cuiva sau că n-ați făcut ceva la timp. Poate fi și legat de vârstă sau sănătate la unele dintre voi, dar sunt speranță de altceva, adică ține de voi o chestie mai mult de mentalitate, aș putea să spun aici. Adică ca și cum ți-ai spune tu, uite, dacă aș mai fi fost și eu așa tânără, mai făceam și eu școala asta, mai făceam și eu cursul ăsta. N-are nicio legătură, sunt persoane care fac cursuri și la 80-90 de ani. Studii superioare sau parada modei, chiar e modă și pentru oameni vârstnici, fie bărbați, fie femei, nu? Se îmbracă și la 80, la 90 de ani și la 100 de ani. Au și ei nevoie de a fi... Și aici cumva văd că vă vine vreo idee care ține poate de modă, care ține poate de sport, de frumusețe, care ține de orice domeniu de afaceri, unde poți tu să faci niște afaceri și ține poate și de creativitate. Și văd ca idei, pe compropriu sau îți găsești prieteni din familie, cunoștințe apropiate, printre ele, într-adevăr, s-ar putea să descoperi și că cineva e fals sau te bârfește pe la spate, cum se spune, sau vei descoperi și o rivalitate de unde nu te aștepți, de la oricine nu te aștepți tu, și asta poate te va întrista, dar în orice caz veți avea reușită. Și legat de copii, poate de evenimente cu copii, deci vă văd și aici în acest sens cu reușite. Să vedem cine e această persoană, ce te întristează. Ce e cu aceste ambiții? Că văd că vei fi admirată ca doamnă, vei avea admiratori și vârstnici și mai tineri în funcție și de vârsta care o aveți voi. Copiii la fel vă aduc satisfacții, noroc aveți, ce să zic, pentru piatra albastră, pentru voi parcă păreți așa din lumea celor din lumea bună. Și veți avea surpriză, s-ar putea să aflați un secret, poate și de cineva, pierderea cuiva, sau apar niște secrete legate de niște persoane dispărute. Da, apare, deci ce vă va aici de falsitate, deci pe relații, de aceea nu mai aveți voi încredere, pentru că veți descoperi viclenia cuiva, falsitatea cuiva sau cineva viciat. Te întristează, aici legat de studii s-ar putea să fie, văd că, sau cauți niște idei și îți vor veni idei. Vești, deși această persoană s-ar putea să facă parte dintr-un anturaj aici de niște petreceri, văd aici, pe niște noutăți, bârfe legate de niște noutăți ale tale care le vei avea, vei afla că te și bârfește cineva. Da? Deci, în orice caz, veți avea mari reușite, mari idei chiar sau chiar studiații, dar puteți descoperi și că sunteți puțin bârfite sau cineva nu e sincer, dar nu vă prea pasă prea mult, e ceva trecător. Să zic așa. Haideți să vedem și la varianta numărul 3 cu cristalul turcoaz. Vedem la cristalul verde turcoaz ce apare pentru voi, care sunt energiile pentru această variantă. Foarte frumos și la voi, să știți, foarte frumos. Dar și la voi lucruri neașteptate. Știți că, într-adevăr, pot fi și lucruri neașteptate care țin tot de profesie, carieră. Vă trebuie puțin credință, să vă țineți stare, aș putea să spun, pentru că s-ar putea să aveți, într-adevăr, pe profesie, carieră, cineva care îi porni să vă facă vreo pagubă, vreun necaz. E un sabotaj aici, simt eu așa, o energie puțin grea. S-ar putea să fie și din cauza partea. Ori să nu pierdeți un partener din cauza unei boli,
dar pe neașteptate ori să nu vă despărțiți, pentru că nu suportă că voi sunteți o persoană, vedeți că poate apărea o dușmănie, da? Dacă aveți un partener. Deci e posibil această situație să fie în care voi să rămâneți fără partener pe neașteptate, fie că el nu este de acord cu voi în ceva și apare o ceartă, un scandal, o despărțire, fie că să nu se întâmple ceva. Dacă sunteți singure, poate că trebuie să vă reinventați voi. Dar cumva veți târni și dușmănii. Sau faceți o prietenie de succes imediat și apoi imediat apare ceva neprevăzut și se rupe relația. E ceva, o superficialitate sau într-adevăr poate fi și legat de un sabotaj. Da? Deci cumva să fiți sabotate. Vă trebuie credință, e o încercare, e o probă aici, parcă și o probă karmică. Și voi puteți descoperi pe cineva, aici s-a auzit și voi de cineva dispărut, da? Sau să nu se întâmple ceva cu vreun partener la servici, pe profesie sau chiar cu partenerul vostru. Aveți o amenințare, aș putea să spun, legat de relații, ca și de profesie, carieră. Lucruri imprevizibile. Veți avea bani, câștiguri, succes. Vă vine și datorită credinței, vine și datorită unor noutăți, faceți cunoștințe noi. Poate și legat de o afacere. Aici cumva poate că trebuie să vă reinventați voi. Puteți să vă rupeți poate de un serviciu și sunt speranțe să găsiți altceva, dar trebuie să fiți la fel de prudente pentru că, cum să zic, bazați-vă pe voi. Aș putea să spun aici că nu prea aveți pe cine vă baza, decât pe voi, pentru că în jurul vostru sunt persoane care ori sunt egoiste, ori le plac bârfele, ori le place să umilească, ori sunt profitoare. Și pot fi chiar din lumea bună, adică e un fel de rivalitate așa mascată, ascunsă sau chiar fățișă. Da, adică chiar aici văd și un bărbat dușmănos. Energiile masculine le văd periculoase. Energiile feminine par cumva ori superficiale, vorbărețe, guralive, fără să nu au intenția să-ți facă rău, dar așa sunt ele. Sau e și cineva care poate fi o persoană bogată, pe surpriză pentru tine, care poate va încerca să te umilească sau să te bârfească. Aici pare și legat de o situație, aici poate ține și de o moștenire sau ține de o... Văd că ai și un eveniment, poate fi și un eveniment de căsătorie, poate pentru unele dintre voi se produce o schimbare sau... Nu știu cum să zic, aici e ceva ca și cum te căsătorești și imediat te despar sau apare o piedică până să te căsătorești sau după ce te căsătorești apare ceva imprevizibil, ți se întâmplă ceva pe profesie, carieră sau deci într-un plan sau altul cumva ai așa și norocul și ghinionul cumva prezent. Norocul este pentru că ești o persoană totuși credincioasă, o persoană totuși cu niște principii și valori, dar ghinionul este că ori ești în locul nepotrivit, în momentul nepotrivit tu, ori partenerul, ori cineva nu te are la suflet pentru că îi strici cumva ploile. Deci despre asta este vorba, să vedem de ce. Într-adevăr, pentru că voi sunteți poate într-o noutate, fie că e vorba de un serviciu, de o căsătorie, fie e vorba că sunteți voi o persoană care sunteți nouă într-un loc, văd că vă vin niște idei și vouă de afaceri, sunteți creative, inventive, veți avea pe surpriză niște bani, un succes, care vine poate și dintr-un contract, dintr-un parteneriat, dintr-o afacere. Și pentru asta stârniți dușmănie, da, cuiva, care nu încurcați treburile, faptul că voi vă descurcați sau faptul că nu aveți nevoie nu vă poate păcăli, nu poate specula ceva, poate să fie și de acest gen și atunci sabotează pentru că nu poate, da, exact, uite, poate apărea chiar divorț pentru unele dintre voi sau apar niște hărțuieli pentru niște, faptul că aveți voi niște reușite. Legat și de copil, aici poate, dacă sunteți în divorț cu partenerul, poate să apară discuții și legat de un copil sau să nu aveți niște probleme din cauza naivității, poate atenție și cu cine sunteți voi într-o relație, într-adevăr că poate apărea o reușită, o realizare pentru că vă reinventați, luați un premiu sau chiar și pe cont propriu voi puteți avea o moștenire. La unele dintre voi s-ar putea să și primiți o moștenire, cum ar veni drepturi de autor, da, să primiți sau o pensie, pentru pensie de urmaș sau pentru copil, sau, dar pot apărea discuții, deci dușmânia poate apărea din vești, veți primi vești, veți avea reușite, deci veți depăși această problemă. Credința, într-adevăr. Deci, poate ține și de societate, poate fi și vremea, Doamne ferește, aici pot veni și lucruri care țin și de vreme și
pot apărea apoi niște probleme, cum apar și speculații, speculanți în momentele de criză, nu? Și atunci, cumva, de aici, într-adevăr, poate fi și legat de o relație la unele dintre voi. Ori de o nouă relație în care sunteți este de neîncredere, adică aveți și succes și reușită, dar stârniți și vreo invidie, vreo gelozie sau chiar partenerul pe care îl aveți. Nu văd că vă dă aici totuși o îndoială. Ori n-are el încredere în voi, ori voi în el. Da, deci aici sunt așa lucruri care cumva vă se pune la încercare credința, fidelitatea, răbdarea, înțelepciunea, da, pentru ca să nu fiți naive. Vin vești poate și legat de o sarcină sau de un copil, să nu intrați în vreo dușmănie cu vreun copil. Aici din cauza unor situații imprevizibile, unor speculații, unor neînțelegeri pe idei, să zic așa, sau chiar și legat de vreun viciu, sau legat de ce-și dorește el, poate cum ar veni, el are o relație cu cineva și tu nu prea o agrezi pe persoana cu care este, că văd aici că apare o nouă persoană, poate în cercul vostru de cunoștință, de familie, de prieteni sau de servicii. De aici apar poate și niște neînțelegeri, pot fi și situații care cineva se consideră mai bună decât voi sau nu vă respectă suficient sau nu este, e puțin mai ignorantă, e puțin poate mai vorbăreață, poate e puțin mai superficială și nu vă convine ceva și pot ieși discuții, dar văd și legat de un speculant, așadar, care poate ține și de societate, că sunt lucruri imprevizibile, care nu vă dau vouă oarecare poate liniște și de aceea trebuie să fiți poate cu o gândire mai pozitivă ca să nu atrageți răul, că știți cum acea persoană poate fi ea cum o fi, dar voi trebuie să gândiți că ea se va schimba sau mă rog să vă rugați ca ea să se schimbe decât să vă gândiți că să vă faceți așa o imaginație, să vă imaginați că v-ar putea face rău pentru că s-ar putea să se și manifeste ce vă imaginați voi. Așadar, nu imaginați lucruri care încă nu s-au întâmplat, că se vor întâmpla, ci mai degrabă imaginați-vă că lucrurile se vor îmbunătăți și acea energie se va schimba sau chiar rugați-vă, că văd că apare preotul la voi, credința care va juca un rol foarte important, așadar rugați-vă ca acea persoană să se schimbe mai bine sau să vă țineți, să vă ajute, cum se spune, divinitatea, să vă țineți la distanță de astfel de energie. Pentru că în felul acesta văd că puteți avea cale liberă. Este foarte important cum gândiți voi prezentul. Ca să vă, și să aveți o gândire pentru viitor și realistă, dar și pozitivă, pentru că așa vă vin vești bune și daruri. Petreceri, la fel, văd că aveți evenimente, chiar puteți lua un premiu, vă veți îmbogăți garderoba cu ceva, primiți daruri, daruri care pot veni și de la familie, de la prieteni sau pentru că sunteți o persoană populară. Posibil că pe profesie, carieră, veți avea poate și de dat un examen sau veți avea de făcut niște clarificări legate de carieră, profesie, de niște cursuri de specializare. Sunt speranțe, văd aici, să vă, sau pentru copilul vostru, văd că sunt speranțe. Dar în drumurile voastre poate trebuie să fiți atenți la persoane care vă cam urmăresc pe voi sau copilul, poate fi aici, sau persoane tinere care pot fi într-o problemă, poate că sunt manipulate de cineva. Aici pot fi și niște manipulări, sau persoane tinere care au copii, dar sunt foarte dușmănoase, pentru că ele n-au o credință sau, nu știu, au o greutate și au o educație poate mai puțin, să zic așa, prietenoasă. Aici ține puțin și de o rivalitate, dar poate ține și de o dușmănie. Cam asta din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, eu vă mulțumesc că vizionați acest video, vă doresc să aveți parte de o zi minunată, binecuvântată, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!